Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Larisa Iordache a participat la America Express, acolo unde a făcut echipă cu Diana Bulimar. Larisa Iordache a mărturisit că retrăiește cu mare emoție fiecare moment de pe drumul aurului, iar fosta gimnastă a mărturisit că într-adevăr a fost o competiție foarte grea, iar pentru ea frica de necunoscut a fost destul de mare. A fost o experiență foarte grea în primul rând pentru că cumva pe mine necunoscutul mă sperie, dar uitându-mă acum în spate prin ce am trecut și văzând și la televizor. Am învățat foarte multe din această experiență și pe lângă asta am învățat să fiu mai dezghețată când vine vorba de oameni. Că înainte eram foarte rușinoasă. Mai ales experiența de a căuta cazare, de a cere mâncare, de a ruga lumea să mă ia în mașinile lor și să mă ducă până unde am eu nevoie să ajung, mi s-a părut ceva cam ciudat atunci, dar acum parcă e ceva normal pentru mine. Mi s-a părut o experiență inedită. Cred că și asta e la bază ca și experiența America Express, a spus Larisa Iordache. Cea mai mare provocare pe care am întâmpinat-o a fost să-mi caut cazare. Tocmai de asta de fiecare dată mă bucuram când primeam cazare și câștigam o cameră deja organizată deja de staff. A mai zis ea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.